prieteni, vă era dor de mine. Astăzi n-am mai postat nimic, să știți că am făcut ardei umpluți, foarte buni, eu cu Mihaela, dar nu am mai filmat. Era foame, nu ți-ai să facem repede, n-am mai stat după filmare și am făcut și am mâncat. Mai bine, noi o să vă arătăm după aia rezultatul. Bine, noi am mâncat deja. Ți-a blocat David Ardei? Da, el e tata meu. Da, eu sunt. Și prietenii... Îl zic acum tati. Da. Da. Prieteni, vreau să vă răspund la întrebări. Ca știți că am postat pe comunitate acum două zile sau trei. Salutare, prieteni. Aștept întrebări pentru Q&A. Vă mulțumesc. Că trebuie să răspund la întrebări și inimă. Întrebare și răspuns. Și am primit în total 17 comentarii. Da. Haideți să începem cu prima întrebare. Prima întrebare... Păi eu mi-a fost dor de voi. Stai așa, trebuie să începem cu întrebările. Deci, prima întrebare a fost de la Alexa Mihai. Alexa. Salut, Alin. Ai mințit-o vreodată pe Tache? Deci avem prima întrebare de la Alexa Mihai. Da. Salut, Alin. Ai mințit-o vreodată pe Tache? Răspunsul este da. Normal, toată lumea minte. Cu orice, poate să fie ceva foarte simplu. Da. Chestii banale. Multe care nici nu deci, cu siguranță, da. Bun, a doua întrebare. Bună, Alin. Eu nu pun întrebări de obicei, dar sunt un pic în dubiu. De ce nu poate tatăl tău pace? De ce nu poate tatăl tău să facă pace, cred că scrieți, cu Anca? Ca să fie o familie minunată. Anca este o femeie specială, așa că și Leo poate să se comporte mai bine cu ea. Păi, prieteni, nu știu ce să vă răspund la întrebarea asta, este între ei. Și ea e puțin mai nervoasă câteodată și el, nu știu, nu am văzut să discute vreodată mai serios așa între ei. Trebuie să discute între ei probleme. Nu pot să mă bag între ei, să-i spun tata stai cu ea sau mamă stai cu ei. Da, îți dai seama că sunt oameni maturi. Nu pot să intre la mine să mă oblige să fac nu știu ce. Vă dați seama că eu le spun și aș vrea să fie împreună amândoi. Că, na, la urmă noi tot împreună suntem, stăm în aceeași casă toți. Dar, da, normal ar trebui să se împace, să fie împreună. Mai mult nu știu. Avem a treia întrebare de la Nicol Elena. A doua întrebare a fost de la Liliana Iordache. Bun. Aia cu mama și tata. Deci a treia întrebare de la Nicol Elena. Mă întreabă cine este Alex. Probabil din toate filmările nu și-a dat seama. Alex este băiatul sub fratele meu. Adică Alex este nepotul meu. Care apare mereu în filmări cu mama, care o filmează. Deci e fratele Leonardo, ca să înțelegi. Da, e fratele lui Leonardo. Cel e verișorul meu. Da. Da. Avem întrebarea 4. Diana Lavinia. De ce nu o ajutați pe Anca și o lăsați mereu singură? Doamna Diana, dacă în caz că nu a ajuns pe filmări, eu mereu am fost alături de mama. Am ajutat-o și cu treburile pe acasă, și cu dosare, și peste tot am fost alături de ea, și la Pitești, și când aveam certurile cu mama, cu tata, scuze, cu taică-mi, cu toți, eu am fost alături de ea. Păi cred că a văzut toată lumea. Am lăsat singură acasă. E normal, nu pot să stau numai acasă, mai am și o treabă de făcut, am și eu problemele mele, care trebuie să umblu, nu pot să stau numai acasă. Dar asta nu înseamnă că nu sunt alături de ea. Și mai ales că Anca vine mereu pe la noi, adică e o scurtă perioadă acasă. Mai ales că o să fie ziua mea și vine la mine. Da. Bun. Avem așa. Întrebarea care era, 1, 2, 3, 4, avem întrebarea 5, Anișoara Bogdan. Bună seara, eu cred că Alin se învârte. Cum bate vântul. Unde este bine, acolo se duce și el. Rușine, Alin, ai plecat la București cu patrona și ai lăsat-o singur pe mama ta, Anca, acasă singură. Deci, cum am mai spus, doamna Nișoara, nu am lăsat-o singură, sunt mereu alături de ea. Și nu este vorba că mă dau dor de Anca. Nu este vorba, cum bate vântul. Și deci nu este vorba că mă dau cum bate vântul. Problema este că și la București când am fost și când merg, eu merg, am și eu treburile mele, am problemele mele și e normal să stăm acum de unul tot, să fiu cu bunica mea, să fiu cu taică mea. Da, și mai ales că te și întrerup puțin, pentru că și mie mi-a lăsat comentariul pe canalul lui David de la Strehaia, mi-au spus că de ce nu alegi să te ceri definitiv cu tatăl tău. Asta nu există pentru că ai și mama, ai și tată, trebuie să te împarți la amândoi, indiferent că sunt certați. Da, normal, nu există, nu se pune problema de așa ceva. Și eu la București nu că mă dau cum bate vântul, că stau după patroana, că stau nu știu cum. Nu este vorba de așa ceva. Eu
Uite, ați plătit și am apartamentul meu, în care pot să stau cum vreau, cum vreau. Nu e ca și cum aș sta după patroana, că... Gen, n-ai unde să stai, că tu ai unde să stai. Nu știu cum vă imaginați voi. În fine. Mergem mai departe. La. Ce s-a întâmplat de nu mai vine Albina pe la voi? Mădălina a răspuns la un comentariu, la un video de la canalul lui Albina, că fata când venea la voi nu o spălați și nu-i cumpărați dulciuri și că o sună pe ea să-i ducă. Și a mai spus că dacă vrei să o vezi, poți să te duci să o vezi pentru că stă doar la câteva case de voi. Bun, deci prieteni, Albina când venea la noi, mama mereu avea grijă de ea, îmbrăca, o spăla, îi făcea păr, îi făcea codițe, nu știu ce. La grijă de ea. Vă dați seama că nu cred că nu o spălam fiecare zi. Dar mama se ocupa de ea, nu pot să zic că eu sau așa. Eu stăteam cu ea împreună, dormea cu mine, da, se trezea cu mine. Dar mama se ocupa de ea să o spele și asta. Că vă dați seama, nu puteam să o spăl, că e mare și ea e rușine și asta. În fine, mama chiar se ocupa de ea. Îi făcea și părul și asta. Și legat de dulciuri, nu știu, eu chiar mereu am cumpărat dulciuri acasă și i-am luat tot ce a vrut ea. Poate că în unele momente, seara, da, a cerut într-o seară dulciuri și era ora 10-11 și știți, cu pandemie era închis și a sunat-o pe maică-sa. Dar ea, fata, când era la mine, probabil era dor de maică-sa. Și știți cum sunt copiii. Nu știe cum să spună și își face motive pe alte chestii. Da. Că n-avea dulciuri, că nu știu ce. Păi da. Și în primul rând nu e nici ok cum ideea la fată dulciuri în continuu, să se îmbolnăvească sau să strice dinții sau... Ce afect nu poate să mai facă de la dulciuri. Pentru că la ea, fata stă doar cu Kinder și cu nu știu ce dulciuri. Continuă non-stop. Și eu luam dulciuri, dar nu... Adică când vroia ea. Dar că nu i-am luat odată și era și târziu. Și ea nici nu mâncase nimic și se cumpăr dulciuri. Și nici nu am avut posibilitatea să iau. Pentru că magazinele nu erau închise. În fine, așa știa să facă. Trecem peste. Și în primul rând... Știți cum sunt copiii, știe că sunt despărțit de maică-sa și se simțea așa iurea, probabil, și dor și deau sună mereu pe maică-sa când e la mine, că nu știu cum, bacă se ceartă patroana cu ea, bacă nu știu ce. În fine, pe 10 este ziua Albinei, îi urez la mulți ani, mâine o să merg... La mulți ani, Albina! Deci e ziua Albinei pe 10, da. Eu mâine o să merg la Strehaia ca să petrecem ziua Albinei. Da, o să merg o să și eu. Petrec ziua Albinei, o să petrec împreună cu ea și cu toți. La toți, mine acasă mine. Și o să-și facă și o petrecere la bunicii acolo. Pentru că, cum am zis, eu nu pot să merg acolo la ei, că na, nu vreau să intru în detalii și așa. Bun, avem următoarea întrebare. Gabriela Drăgan. De ce nu le ziceți nimic la tatăl tău și la patrona când vorbesc cu râd de mama voastră? Eu înțeleg din respect, dar este vorba de mama voastră. Ați mai zis, dar foarte puțin. Singura care le zice la mine este Lumina și le zice dreptate. Că acum vedem și noi. Mersi dacă îmi răspunzi, Doamne ajută. Gabriela Drăgan, ești cum am zis. Tata, patroana, vorbesc. N-ai ce să le faci, le-am certat și noi cu ei. Am avut scandaluri mari cu ei, adică le-am spus mereu. Nu pot să-i schimb. Așa zic ei, dar nu putem acum nici să-i lăsăm, să nu-i mai băgăm în seamă, să ne certăm. Că vorbesc. Vorbesc, le-am zis și nu neapărat pe filmare, adică ca să vedeți voi ce le spune și ce discuții avem între noi. Că vă dați seama că sunt discuții multe în afara filmărilor. Și le-am zis mereu să nu mai vorbească urât, să nu mai... nu se pot abține, probabil. Așa le-i stilul, pentru că sunt unii oameni foarte agitați, de fel. Și bunica mea vorbește, dar na... E ok, dar nu vorbește neapărat cu răutate sau... Da, de exemplu, ați văzut și pe filmările mele. Patroana se ceartă cu mine, după stă cu mine, mănâncă la masă, povestim. Da, nu face din răutate, așa le-i stilul. Da. Bun, să trecem mai departe. Marina Daniela mă întreabă în ce muncești. Vă pup, salutări din Spania. Marina, pot să spun doar că am o afacere în domeniul online. Nu de foarte mult timp, să la început, dar vreau să fac despre asta un vlog separat. Că multă lume mă întreabă ce muncești mereu, de unde aveți bani sau că faceți vlogul toată ziua. Am afacerea asta online, despre care o să fac un vlog separat să-l postez, doar legat de afacere, ce fac, locul de muncă, ce muncesc și cum fac, tot business-ul. Și în al doilea rând mai am și canalul acesta de YouTube, Alin de la Strehaia, pe care postez și îmi generează și acest canal venituri.
Deci pot să zic că este tot un loc de muncă și acest. Normal, pentru că ai văzut cât chine să filmezi, să te trezești, da, să faci chestiile astea. Da, și nu a spus că nu iau bani sau ceva din canal. Deci voi chiar dacă vedeți la noi un vlog de 10, 15, 20 de minute, filmarea durează foarte mult pentru că trebuie, vă dați seama, sunt părți care trebuie tăiate sau după aia modificate. După postează, în fine. Pierdere de timp. Da, și încasez bani din canalul de YouTube și canalul este nou, este la început. Este ora 22. Este la început, dar na, este ok. Bun, să mergem. Alex de la Strehaia mă întreabă cum ai făcut canalul Alin de la Strehaia și Anca de la Strehaia. Deci hai să începem. Alex, canalul Anca de la Strehaia l-am făcut într-o noapte, la ora 1 noaptea. Deci stați că vă spun eu, prietene, acum că și Anca mi-a zis și am uitat să vă menționez. Deci noi am făcut contul ăsta tot cu scandal, cum ne place nouă. Anca era foarte, foarte supărată, era aici cu noi. Eu și Alin am insistat, am stat pe capul ei. Nu, i-am zis, băi, uite, toată lumea are canal de YouTube, postează, face, pe tine te cunoaște toată lumea de la televizor și datorită lui Taicam și de la Wowbiz, știți, cu emisiunile acelea. Da, hai să facem un canal, să vezi că un canal poate să genereze venituri și prezint și tu tradițiile noastre țigănești, mâncarea tradițională, cum o prepar, cum mâncăm. Și eu cu Mihai am fost cu ideea și la unul noapte am trezit-o pe maică-mea din pat, că ea era în pat dormea. Da. Și m-am gândit cu Mihaela. Da, deci chiar hai să facem canalul. Chiar ne ofticam, pentru că pe Anca o iubesc foarte mult, foarte multe dintre doamne, chiar și domn care o apreciază și chiar mă ofticam să nu deci își facă. Mulțumim tuturor care urmăriți pe mama pe canalul ei, Anca de la Strehaia. Și mai ales sunt atâtea doamne și din afară, deci vă mulțumim tuturor care sunteți plecați din România și urmăriți pe mama. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați ajutat-o foarte mult. Dacă nu avea canalul, nu știu ce se întâmpla. Deci chiar ați ajutat-o cu sfaturi, cu i-a trecut timpul, a postat, a vorbit cu voi, s-au și generat niște bani din canal, adică s-a ajutat-o din toate punctele de vedere, sincer. Și mai ales că au încurajat-o și a trecut mai ușor peste deci toate durerile astea. Deci vă mulțumim din suflet pentru tot. Tuturor doamnelor, domnilor din România și din afara țării care sunt plecați. Mai avem o întrebare de la născut creștin ortodox. Crezi că există vreo șansă să te împaci cu Mădălina? Nu. Și nici nu intru în detalii, nu vreau să comentez. Marina Florentina, o să-i faci albinuții o petrecere de ziua ei? Pe care bunicul îi mergi mai mult? Patroana sau pe Mioara? Cum te-ai cunoscut cu Mihaela? Câte clase de școală ai făcut? Bun. Petrecerea de ziua albinuții, eu o să fac mine o petrecere micuță. O să merg acasă și o să facem la mine. Și petrecerea mare o să facă ea la bunicii acolo. Și următoarea întrebare, deci tot de la Marina Florentina, pe care bunicul îi mergi mai mult, pe patroana sau pe Mioara? Pe amândouă, adică nu pot să mă gândesc așa la o comparație între ele. Țin la fel de mult și iubesc pe amândouă. Următoarea întrebare, tot de la Marina Florentina, cum te-ai cunoscut cu Mihaela? Cu Mihaela m-am cunoscut la Wowbiz, la emisiune, la canal de ea dansa. Da, atenție, noi nu ne suportam pe vremea aia, deci da, tot timpul ne băteam și ne certam. Stai puțin să-ți explic. Deci eram la emisiunea la Wowbiz cu taică, nu? Cu maică mea, cu nebunie care era în vremea aia, în 2015. Și Mihaela dansa acolo. Adică veneam fiecare seară, dansa cu diferiți maneliști care veneau acolo. Dar nu aveam bebeluși. Dar nu aveam treabă, adică nu importa, nu vorbeam. Erau fete acolo dansatoare care erau prieteni cu ele. Da, și din contră noi chiar ne certam, noi nici măcar prieteni nu eram. Da, erau fete acolo care vorbeam, stăteam la țigară, cânteam în pauză. Cu Mihaela nu prea vorbeam deloc. Și după aia, un timp, am vorbit cu ea pe Facebook. Am vorbit acolo de la emisiune de la Wowbiz. După aia ne-am întâlnit în oraș. Și da, cu mai mulți prieteni ne-am întâlnit, după aia a venit la mine și tot așa. Și am rămas împreună de atunci. Bun, câte clase de școală ai făcut? Prieteni, sunt sincer cu voi, am făcut doar 5 clase. Pentru că când eram eu mic, adică mergeam la școală, maică mea îmi ducea mereu, mă trimitea bunică, iar era nebunie să mergem la școală, să mergem la școală. Dar nu prea m-am ținut de școală, adică în anii ăia, până în clasă, să fi mers dintre a 5-a până între a 12-a, ca să termin toate clasele, și liceu și bază. Nu m-am ținut, dar după aia, după ceva timp, chiar am regretat și acum regret că nu am făcut toată școala. Adică nu am terminat toate clasele cele 12,
Și nu, este un lucru rău. Deci chiar regret și... Da, dar uite, cu toate astea, tu știi să scrii foarte corect gramatical, știi să faci orice și uite, chiar știi și engleză, adică e mare lucru să înveți să vorbești în altă limbă sau să scrii în altă limbă. Da, nu contează, dar problema este că, deci chiar regret că nu am terminat toate clasele și că nu m-am ținut de școală. Nu știu, probabil pe viitor poate găsesc o variantă să reiau, nu știu cum să zic. Sunt școli fără frecvență, adică gen de postări. Da, să reiau să termin toate clasele. Azi ne-am făcut, asta e. Bun, mai avem așa, Ramona Zaharia. Este adevărat ce a spus Leon în legătură cu motivul despărțirii tale de Madalina? Astăzi, pentru cei care vă toți să făceți cu un pact. Mi-e drag de tine, cu Mihaela, sunteți frumoși și împreună. Da, pe, da, doamna Ramona, este adevărat ce a spus Leon în legătură cu motivul despărțirii. Dar nu vreau să intru în detalii. Știți, cu patroana, cu ce este la acolo. Da, n-are rost să detaliezi. Reproduc ce a spus el aici pe canal. Unde lucrezi? O să Violeta mă întreabă iar. V-am mai zis, am o afacere online, lucrez de pe telefon, de pe calculator. Și plus canalul de YouTube. Și mai avem ultima întrebare. Olga Adabli. Adabil. De ce nu dai un sfat atului tău cum să o ucidească pe mama? El nu mai umilește chiar și de față cu voi. Noi încă n-am văzut să-i aduc un buchet de flori. A trebuit să se pună în genunchi în fața ei. Că a greșit mult și continuă să greșească. Nimeni n-ar trăi cu așa om. Faceți tu și Rusu și tata un cadou frumos, mami, și vorbiți. Nu mai voi cu ea. Fără să vă știe toată lumea. Păcat. Aveți o mamă sfântă, harnică, gospodină, credincioasă și o bunică nemaipomenită. Dumnezeu să-i trimită sănătate și răbdare care are multe pe capul ei. Să fie sănătoasă și voi copii stați alături. O zi bună. Îți mulțumim, doamna Olga. Prieten, v-am mai zis, legat de tata și mama. Nu știu ce sfat să-i dăm, să-i facă un cadou. Probabil n-au să-i spun dacă să facă și chestia asta. Să meargă la ea un cadou sau cu un buchet de flori. Poate o să reușească să discute, să se împace. Da. Vă dați seama și voi că cu o floare nu se face primăvară, vorba aia, dar poate să încerce și el să ia ușor cât un gest frumos, cât o vorbă frumoasă, s-o contează. În primul rând, dacă nu comunică, nu o să înveți. Da. Asta așa e. Da, prieteni, și cam atât cu întrebările. Uitați-i de să vă arăt canalul meu. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Ați fost tari. Și acesta este canalul meu. Deci să nu uitați să vă abonați Alin la contul de la Alin de la Strehaia. Și am mai pus o funcție cu butonajul acela alătură, de care puteți să vă alăturați la canal să fiți membri, în care o să postez. Și acolo o să postez doar pentru membri videoclipuri exclusive. Cu mama, faze cu patru ani de la filmări, care nu sunt difuzate, par părți tăiate. Fanilor, știți, o să care, facem și la cinematograf. Care nu le-am publicat. Adică părți cu faze cu patru ani, când râdem și... ce tâmpenii mai spunem, să zic așa, care nu sunt publice. Și în primul rând, videoclipuri exclusive cu maică mea la abonamentul respectiv. O să aveți acolo toate detaliile. Deci aștept să vă alăturați, să deveniți membri la canal. Și ce să mai zic? Vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, pentru comentarii, că sunteți alături de mine, de mama mea, în primul rând, și că ne-ați ajutat atât de mult în toate felurile, să zic așa. Și... prieteni, vă doresc o seară plăcută și ne vedem mâine, cel mai bine. Revenim cu noi surprize. Da. Deci, prieteni, ne vedem mâine cel mai bine. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată pentru tot că sunteți alături de noi. Vă doresc o seară minunată.